Tăiatul porcului se putea termina prost pentru doi prieteni din Aliceni. După ce au consumat mai multe pahare, cei doi măcelari de ocazie au început să se certe și cum la îndemână au fost și obiecte ascuțite, nu a durat mult până când unul dintre bărbați a pus mâna pe cuțit și s-a repezit la prietenul de pahar. Acesta din urmă a barat lovitura cu mâna și s-a ales cu o tăietură urâtă după ce a atins chiar lama cuțitului. Polițiștii fac acum cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.